Partida cu HCM Român a arătat unde sunt minusurile lui CSU Danubiu, diferența uriașă dintre o echipă nou promovată și formația de pe locul 5 din Liga Feminină de Handbal arată că în vară trebuie întărit serios lotul lui CSU Danubius. Sunt fel și fel de discuții, unii spun că ne mai trebuie o echipă, alții spun că ne mai trebuie încă nu știu câte jucătoare. Într-adevăr, dacă cei din conducerea orașului, din Consiliul Local au văzut meciul de ieri, sunt sigur și convins de faptul că trebuie să investească ca să putem să facem față următorului campionat de Liga Națională. Un obiectiv, zic eu, realizabil dacă o să mai transferăm câteva jucătoare de valoare și care au cunoștințe de Liga Națională și au experiența necesară să ne ajute. Antrenorul Valeriu Costea știe exact posturile pe care echipa trebuie întărită. Dacă vor exista resurse financiare, CSU Danubius va arăta bine în Liga Națională Feminină. Nu pot să spun acum un număr 6, 7, 10 sau mai știu ce. Eu am făcut o listă cu anumite jucătoare care am crezut și cred în continuare că poate să ne ajute. În general sunt jucătoare de la linia de 9 metri, nu contest faptul că ne mai trebuie o extremă, două, dar în general, după cum vă spuneam, ne trebuie jucătoare cu experiență la linia de 9 metri care să vină să arunce la poartă și să-și asume responsabilitatea șutului. Ați văzut dumneavoastră aseară că n-am reușit să marcăm gol din extrem, de la 9 metri nu mai spun că n-am avut aruncătoare. Deci sunt jucătoare pe care contăm și sperăm toată inima să putem să le aducem cu ajutor. Componentele lotului echipei gălățene merită felicitate pentru că au reușit să promoveze. Unele dintre ele trebuie însă să înțeleagă că Liga 1 este cu totul altceva decât al doilea eșalon handbalistic al țării.